intră următorul, era coadă, intră următorul pelerin la Sfântul Paisie, se uită așa îngrozit la masă, zice, Părinte Paisie, am auzit foarte multe despre dumneata, dar nu credeam că fumezi. Și dispare, Val Vârteș pleacă. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Dragii noștri, suntem cu trei grupuri aici, cel puțin trei grupuri, dacă nu mai multe, în orice caz, un grup din Elveția, de Zurich, un grup din Chicago, nu sunt gangster, sper, adică nu știu așa, români ortodoxi din Chicago și un grup de frăția ortodoxă din România. Pe calea asta, foarte pe scurt, îi mulțumim foarte mult lui Dan Grăjdanu și nu numai tuturor celor care trimit pe băieții de la Frăția Ortodoxă și în principal băieților care veneau noi ca să ne ajute. Ei vin în fiecare an în Sfântul Munte și ajută diferite locașuri duhovnicești din Sfântul Munte, diferite așezământe monahale. Ajută cu, în principal, cu lucru mâinilor lor și după aceea și cu ajutorarea, cu diferitele ajutoare pentru diferitele chiliși, pentru diferite locașuri românești, cum spuneam. Deci, din cauza asta, pentru că avem aceste trei grupuri, am zis să facem o filmare și mai ales că băieții știu, cel puțin o parte dintre ei au întrebări să mă întrebe, o să începem să vorbim pe tema asta. Așa, deci băieți, întrebări dacă aveți sau să spunem ceva, sau mai bine întrebări, că la urmă pierdem vremea. Ziceți, care aveți? Pace. Eu, Părinte, vreau să-ți mulțumesc în numai de mult că ai dat oportunitatea ca să ne întâlnim în seara asta. Mm-hmm. Nu vreau să te compar cu Iisus, dar la înălțimea asta aici, în muntele ăsta, să ne întâlnim cu dumneavoastră în seara asta este o mare onoare pentru noi. Noi ne întâlnim cu un duhovnic de gradul dumneavoastră tot timpul. Așa este, mai ales că eu nu sunt duhovnic, eu sunt simplu monah. mai bine. Da, cu adevărat. Astea sunt toate de la Dumnezeu. Într-adevăr, eu nu sunt nici pe departe, nu sunt de la măsura lui Iisus. Și nu sunt de la măsura lui Iisus pentru că nu avem capacitatea de iubire necesară pentru a ajunge acolo. Mântuitorul chiar a spus că cine face faptele mele, cine face ceea ce spun eu și face faptele mele, va ajunge să facă mai mari decât acestea. Asta spune Mântuitorul, pentru că El va trimite și a trimis, bineînțeles, Harul Duhului Sfânt. Din păcate, foarte puțin dintre noi ajunge să facem fapte mai mari decât Iisus, de fapt, nimeni, da? De ce? Pentru că nu suntem capabili de iubirea pe care a avut-o Domnul nostru Iisus Hristos din cauza asta. Asta este o mare problemă, mai ales astăzi, este vorba de lipsa iubirii. Vorba de lipsa iubirii pentru că noi ne concentrăm foarte mult pe a face și mult mai puțin pe a trăi, pe a fi. Avem foarte multe griji pe care societatea ni le presează efectiv. Chiar astăzi, într-o discuție, am avut-o chiar cu Cosmin discuția asta și cred că tu mi-ai spus despre faptul că vi se cere la... Deci Cosmin este programator la o firmă de top, la Oracle, nu? Așa? La Oracle și la Oracle, la interviul de angajare, o întrebare care se pune este dacă poți să lucreze sub presiune. E destul de comună întrebare. Da, destul de comună și asta arată că societatea presează pe om și arată satanizarea societății, nu numai prin faptul că presează pe om, ci și prin faptul că prin această presiune îl îndepărtează de Dumnezeu. De ce? Că nu-i mai lasă timp omului să se dedice lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să, cum să spun, să acționăm în sens contrar, da? Sens contrar, adică să ne găsim efectiv timp pentru Dumnezeu și mai ales pentru frumusețea persoanelor. Bineînțeles, întâi de toate pentru frumusețea persoanelor Sfinte Treime, da? Așa, pentru frumusețea lui Dumnezeu și după care pentru frumusețea familiei, băieți. Adică trebuie să redescoperiți frumusețea soției, frumusețea copiilor voștri, frumusețea prietenilor voștri, prietenilor voastre, da? Ce frumoasă e prietena mea, ce frumoasă e soția mea, ce frumoși sunt copiii mei. Trebuie să redescoperim arta contemplării, înțelegeți? Mai lăsați, cum îi spune, munca și grijile continue. Și eu țin minte, Cosmin, în clipa în care programam, deci, da, aveam și o presiune imensă asupra mea, din vari motive, să nu le spunem chiar acum pe post. În orice caz, vedeam că dacă mă opresc puțin și mă rog și zic, Maica Domnului, ajută-mă și așa mai departe, după aceea aveam un alt randament.
Adică ieșeam puțin din cutie, ieșeam puțin din încrâncenarea provocată de presiunea problemei și, și lucram cu minte luminată, lucram cu minte, cum îi spune, curățată. Înțelegi? Și chiar există, până și americanii și-au dat seama de această, cum îi spune, de această necesitate a ieșirii din această presiune și ei au chiar o metodă, dar ei nu se roagă la Maica Domnului sau la Bunul Dumnezeu, care sunt persoane, ei se roagă, din păcate, la o rață de cauciuc. Nu știu dacă știi că este... Rubber duck programming. Exact, deci după cum vedeți știe. Da. Vorbesc cu ea. Da, vorbești cu... Da. Ideea e să te auzi pe tine vorbind, vorbești despre problema asta și atunci, practic, îți dai singur răspunsul. Nu? Așa este. Deci vezi, cu atât mai mult este în clipa în care te rogi. Te rogi spoveditor la Maica Domnului, adică te-ți dă un răspuns. Da. Și mai ales cunosc o întâmplare, frații, nu vă puteți imagina, nu pot să spun cine este, este directorul de securitate la firmă mare, mare de tot, nu se poate spune pe cameră. Deci ăsta avea o mare problemă în firma respectivă și s-a rugat la Maica Domnului, Maica Domnului, repară-o, te rog frumos. Și atunci primește, se uita la icoană și aude voce din icoană care spune, verifică certificatul. Verifică certificatul de securitate. Pentru cine nu știe, o problemă foarte simplă rezolvarea este o problemă foarte simplă, da? Rezolvarea este o rezolvare foarte simplă a unui problem foarte complex. Și directorul ăsta de securitate nu își putea imagina că era chiar certificatul problema. Ceva banal, da, asta e cuvântul, Radu, ceva banal. Și omul a căutat, cred că luni de zile să găsească care e problema. Și într-un final, când ai epuizat toate căile și toate așa mai departe, zici, da, nu mai am nicio soluție și a verificat certificatul și a expirat certificatul, da? A expirat certificatul. Deci ajută enorm în clipa în care vorbești, mai ales cu o persoană perfectă, care persoana perfectă, mare atenție, știe foarte bine informatică. Această idee pe care o avem noi, care este idee eretică, care provine din catolicism, de fapt, că... Da, Dumnezeu, eu știu, mai vindecă pe câte unul, mai înviază pe câte unul, mai înmulțește niște pâini, dar că el nu știe informatică, asta este total fals. Dumnezeu știe foarte bine și informatică, și management, și orice altă meserie doriți voi. Este foarte important asta. Și din cauza asta trebuie să vă rugați cu credință să vă ajute Bunul Dumnezeu în orice meserie, cum îi spune, activați. Cel puțin informatică vă dau eu cuvântul meu de onoare, că este foarte, foarte verificat. Și mai că Domnul este cea mai bună CTO din lume. Puteți să mă citați pe tema asta. Pentru cine nu știe, CTO înseamnă Chief Technology Officer. Așa. Deci cu încredere. Și deci ca să încheie tot așa, n-avem capacitatea de iubire să ajungem la Hristos și pe de altă parte suntem presați pentru a nu ajunge la această capacitate de iubire și din cauza, cum spuneam, trebuie să ne oprim puțin de el și să găsim mai mult timp pentru persoane, pentru Dumnezeu, în primul rând, după care, pentru Sfinți și după care pentru cei dragi ai noștri. Da, sigur. Da, nu mă supăr. Cancerul care a cuprins lumea aceasta, care e cel mai periculos și mai ales și biserica, despre erezia erezilor, ecumenism. A, despre ecumenism, ok. Da, ai grijă, ai... Da, mare atenție să nu exagerez puțin aici, adică să nu dramatizez treaba asta. Nu, auzi ce spun eu. Crede-mă, am contacte, bine, eu sunt un monah, vai și mar de capul meu, sunt un urs atonei pierdut în negura asta pe care o vezi, dar crede-mă, cunosc foarte bine și biserica de limbă greacă, evident, și cum spune asta, spun toate patriarhiile, cunosc și biserica de limbă engleză, cunosc, evident, și biserica de limbă română și biserica de limbă sârbă. Cunosc foarte bine, am fost... În alte parte și am avut foarte strânse relații și foarte bune relații cu mănăstirea Hilandar, că este sârbă. Cunosc mai puțin biserica, cu toate că știu puțin și despre ruși, da? Destul, așa? Dar mai puțin. Ok, deci la ora asta există în biserică două probleme care amândouă sunt exagerate de către anumite fracțiuni. Și amândouă probleme au ca bază lipsa discernământului dintre păcat și păcătos. O
problemă, o direcție spune că de vreme ce iubim pe păcătos, că trebuie să iubim pe toți oamenii, da? Pe toți oamenii, inclusiv pe vrăjmașii noștri. Domnul a spus, e porunca asta, da? Fecioria, vezi că nu este poruncă, zice Domnul, care de vrei să fii desăvârșit, vinde toate și urmează mie și să fii ca mine, cum spune Sfântul Apostol Pavel, știi? E o poruncă, da? Pe când iubirea vrăjmașilor, e un sfat, pe când iubirea vrăjmașilor este o poruncă. Deci trebuie să iubim pe toți, inclusiv pe Hitler, să zic așa, care este, cum să zic așa, arhetipul omului rău, dacă dorești. De exemplu, da, din păcate sau din fericire, mă rog. Deci trebuie să iubim și pe eretici, clar. Dar nu putem să iubim erezia. De ce? Pentru că această erezie duce într-un loc greșit. Erezia este un drum greșit, un GPS greșit. Asta este erezia. O terapie greșită. Și chiar mai mult, de vreme ce îl iubim pe eretic și trebuie să iubim pe eretic, urâmă erezia datorită faptului că acest eretic pe care noi îl iubim pornește pe un drum greșit și săracul se chinuie pe drumul ăla, în hățișurile alea în care se duce, înțelegi? Asta este starea corectă. Ecumenismul spune că de vreme ce îl iubim pe eretic, trebuie să iubim și erezia, care e fals. Da? Înțelegi? Și există și mai grav decât asta, dacă dorești, există stilismul sau cei care se rup de biserică, nepomenitorii, care se rup de biserică și care sunt mai grav decât ăștia, care spun că de vreme ce urâm erezia, trebuie să-l urâm și pe eretic. Și prin extenso trebuie să urâm orice manifestare, fie și ea neutră sau oarecum benevolă din partea Bisericii Ortodoxe față de acești eretici. Ăștia sunt și mai gravi. Da? Nu există motiv la ora asta să se despartă oameni, să iasă oameni din biserică. Nu există. Înțelegem. Acum că sunt servicii secrete ruse care alimentează lucrurile astea, știm și spun chiar pe post. Și cunosc, nu de la 18 ureche, cunosc foarte concret ce se întâmplă. Înțelegeți? Am fost și noi, cum se spun, vânați și așa mai departe. Da? Foarte greșit. E adevărat că la un moment dat au fost niște minimalisme dogmatice regretabile, dar nu din partea conducerii bisericii, sau mai ales nu din partea conducerii bisericii ortodoxe române, mare atenție, da? Nu de acolo, indiferent ce ați auzit voi și așa mai departe, așa, ci e vorba de, în cazul bisericii ortodoxe române, niște cazuri izolate și așa mai departe, care nu reprezintă per ansamblu Beore. Da? Ei, cei care însă au eșuat în ascultarea lor față de biserică, folosesc tot felul de pretexte, începând de la calendar și terminând cu temeri ce alte relații cu eretici, pentru a se desprinde de biserică. Ceea ce este greșit, să înțelegem. E adevărat că duhovnicia bisericii, inclusiv a Beore, desigur, poate să fie mai bună și întâi de toate eu pot să fiu mai bun, chiar înainte, spus chiar pe post, că nu sunt în stare să fiu nici măcar departe, dar aminte aproape de modelul meu care este Domnul nostru Iisus Hristos, clar toți putem să fim mai buni, dar nici vorbă să, cum mi spune, să ne desprindem de biserică pe tema asta. Deci am spus, poziția corectă este să facem distinție între păcat și păcătos, între erezie și eretic, da? Și pe de o parte, cum îi spune, iubim pe eretic și trebuie să-i arătăm treaba asta, dar pe de altă parte, nu trebuie să-i, cum îi spune, nu trebuie să-i validăm erezia. Deci pe el ca om, da, ne purtăm cu dragoste și mai departe, dar în clipa în care vine problema dogmatică, nu-l validăm de punct de vedere dogmatic, evident. E adevărat că trebuie să existe anumite dialoguri, da? Nu la Consiliul Mondial al Bisericilor și așa mai departe, ci niște dialoguri care trebuie să știți că au și o anumită cantitate, o anumită încărcătură diplomatică care, din păcate, există, trebuie să existe. De exemplu, voi, nu știu tu unde ești, dar băieții care sunt în diaspora, ei au biserici închiriate de la eretici. Nu pot ei să meargă la catolic sau la cine o fie, la reformat, la neoprotestant, zică, bă, ereticule, nu merge, efectiv nu merge, înțelegi? Și atunci este nevoie de o anumită diplomație, o anumită dragoste. Păi bineînțeles, dar nu, am spus încă o dată, cunosc... Să iubim, ca frați. Ca frați, dar ca frați...
frații ai noștri bolnavi. Da. Da. Nimeni n-a spus că urmăm căile lor și nici nu există, nici nu se pune în problema în biserică la ori să se urmeze căile lor. Nici vorbă de așa ceva, crede-mă. Nu există. Doar, cum spuneam, există anumite cazuri izolate care, cum îi spune, care, desigur, au anumite derapaje și așa mai departe. De acolo încolo, crede-mă că cel puțin bisericile pe care le cunosc și am spus, cunosc foarte bine, inclusiv Patriarhia Ecumenică, au, cum îi spune, au o poziție efectiv mărturisitoare. Mărturisitoare. Tu nu știi ce presiuni se fac asupra conducerii bisericii. Înțelegi? Sunt lucruri foarte, foarte serioase care, cum îi spune, se învârt în spatele ușilor închise și pe care conducerile diferitelor biserici trebuie să le gestioneze astfel încât să păstreze un anumit echilibru. Să mergeți. Doamne, așa, data trecută, când am venit acum aproape 3 săptămâni, ați vorbit unor tineri necăsătoriți. Acum cu noi, majoritatea sunt tineri căsătoriți. Slavă Dumnezeu! Ei au 2, 3, 4 copii și vreau să le dați câteva sfaturi, mai ales în ceea ce privește căsătoria și familia. Și mă bucur că ați pomenit de familie înainte, tocmai pentru că așteptau, cel puțin Nicolae, asta mi-a zis, că dacă îl întrebați pe părinte, să întrebați ceva despre cum să... Da, gestionul. Următoarea întrebare pe opotrivire. Da, bun. Ține-o minte dacă ai următoarea întrebare și... De asta era întrebarea? Da. Asta era, bun, bine, ok. Pentru o familie care deja peste da. 5, 7, 8, 10 ani, deci nu chiar la început. Da, stai puțin. Ai zis că au deja 3, 4. Ah, ok. Deci nu suntem chiar la început. Bine. Sunt tineri. Sunt tineri totuși, da. Ce probleme? Trebuie să știți că... În engleză există chiar o expresie pe tema, se numește midlife crisis. Deci, criza vieții de mijloc. În clipa în care dispare entuziasmul și apare un oarecare plictis, o oarecare saturație. Asta însă este caracteristic pentru omul lumesc, nu pentru omul duhovnicesc. Deci, e clar, trebuie să aibă un program duhovnicesc constant. Foarte important asta, să aibă un program duhovnicesc constant, un program de rugăciune, dacă este posibil, ar fi extraordinar de bine să fie un program de rugăciune în comun. Adică să se roage soțul cu soția și cu copiii împreună. Copiii nu o să uite toată viața lor, prima dată când tatăl lor i-a pus să zică, eu știu, îngerașul sau crezul sau ceva, tatăl nostru, ceva scurt. Nu e nevoie de ceva mare, dar ceva scurt, ca să-i dea atenție, el să apară ca membru concret al familiei, să vadă treaba asta. Foarte important, dar e capital. Și mai ales această rugăciune ar fi foarte bine să se întâmple imediat ce se adună familia, adică imediat ce vin oamenii de la serviciu, copiii de la școală și așa mai departe. E adevărat că Sfinții Părinți vorbesc de rugăciunea de noapte, că este cea mai bună rugăciune. Dar, datorită faptului că astăzi există niște centri de atenție foarte puternici, niște centri de drog foarte puternici și în principal pentru tineri, e vorba de ecrane, e vorba de grijă, e vorba de mulțime de lucruri, dacă lași pe tânăr, tânărul se tiktokează, stă pe ecrane până nu știu ce oră din noapte, după care dacă îl chem la rugăciune, este praf. La fel și fiecare dintre voi, să zic așa. Bine, și eu sunt păcătos, dar slavă lui Dumnezeu că păstrez oarecare echilibru. Dar omul de astăzi, din păcate, este foarte dependent de online. E o mare, mare problemă, adicția de online, de ecran în general. Ei, și din cauza asta, este foarte bine primul lucru când ajung acasă să se roage. Și asta nu numai datorită faptului că omul este dependent de online și își termină resursele acolo, ci și datorită faptului că vine încărcat cu o energie negativă de la muncă, da? Vine stresat de la muncă și începe să se certe. Și dacă vedeți, băieți, cele mai multe certuri din nimic apar, adică nu există motive concrete. Da? Și în clipa în care te rogi, adică ai 20 de minute de rugăciune sau cât o fie ele, un Doamne Iisuse, un ceva, hai și un acatist să zic, în clipa respectivă, această tensiune de la lucru, aceste presiuni de la lucru, apoi cum vorbeam cu Cosmin, această presiune dispare. Dispare și apare siguranța iubirii lui Dumnezeu.
apare siguranța zilei de mâine. Că da, Dumnezeu cel atotputernic și iubitor, care este Tatăl meu, adică Dumnezeu nu este drept, este nedrept, dar în favoarea mea, că un tată știți foarte bine că este nedrept, dar este nedrept în favoarea copiilor lui. La fel și Dumnezeu este nedrept în favoarea noastră, o să mă ajute, o să, cum se spun, o să fac el cumva, astfel încât mâine să fie mai bine, astfel încât să fie, să se rezolve cumva lucrurile. Și această siguranță, această îmbrățișare a iubirii lui Dumnezeu îi dă omului și dă familiei puterea de a merge înainte. Puterea de a merge înainte. Deci, neapărat o rugăciune, băieți, dacă se poate, primul lucru, că sigur, da, mâncați, întrebați ce mai faceți și mai departe, dați dragoste, sărutați soția, după care primul lucru să fie un program de rugăciune. Nu spun cât, asta depinde de fiecare cât poate, cu duhovnicul, dacă dumneavoastră sunteți duhovnicul lor, cu duhovnicul care poate să vorbească în timp. Da. Sau părinte. Din Chicago, eu am venit cu ei. Am înțeles. Da, să binecuvântați, părinte, să avem rugăciunea dumneavoastră. Deci duhovnicul care îl urmărește în timp evoluție să spună cât și așa mai departe, astfel încât să poată să ducă oamenii cu bucurie treaba asta, să nu fie, nu știu cum să zic așa, sarcini grele. Deci numărul 1 este asta, este rugăciunea. Numărul 2, cum am spus la un moment dat, trebuie să fie redescoperirea persoanei. Arta contemplării, adică, draga mea, ce mai faci? Mai băieți, cum o duceți? Discutați cu copiii și mai ales trebuie să reînvățăm să ascultăm. Din păcate astăzi, învățați fiind de toată această societate care este o societate de performanță, dar o performanță în materie, nu în iubire, suntem pe foarte repede înainte, pe foarte repede înainte și atunci nu mai avem timp să ascultăm. Ce hai repede, hai spune, hai gata, hai că n-am timp, știi? Nu. Stai puțin și ascultă ce vrea să spună soția ta, ce vrea să spună copilul tău. Poate că dincolo de mesajul informațional pe care vrea să-ți spună soția ta, ea vrea să se descarce. Și uneori este mult mai important faptul că tu o asculți, înțelegeți? Decât faptul că îi dai o soluție. Ții minte, la un moment dat era o mare ispită în Cipru, nu are importanță, în orice caz, și acolo există un arhiereu pe care îl prețuiesc foarte mult, în altul Atanase de Limassol, pe care îl cunosc foarte bine, mă rog, de mulți ani, și ne povestea în altul că la un moment dat a venit o femeie la el și, părinte, neapărat trebuie să vă spun. Și omul zice, femeie, ce să-mi spui? N-ai ce să-mi spui. Era vorba de faptul că le luaseră bani în bancă la toți oamenii din, nu știu dacă știți, a fost o cum se spune așa, deci de la 100 de euro, 100.000 de euro în sus, le luaseră toți banii din bancă la oameni. A fost o tăietură de topor. Și femeia dorea să-i spună ceva în altul. În altul știa pentru ce dorea femeia să întrebe și în altul până la un moment a zis, bine, zi. Și femeia a vorbit în continuu, nu știu cât timp, și la sfârșit zice în altul, ce să zic eu acum? Și femeia se blochează puțin și zice, n-ar prea sfinția voastră, ziceți-mi să fac răbdare. Și în altul zice, fă răbdare. Și ea zice, mulțumesc, binecuvântați, și pleacă voioasă. Da, înțelegeți? Nu a fost atâta sfatul în sine, cât faptul că în altul a ascultat-o și a stat lângă ea. Și la sfârșit a dat un sfat ca să arate că este lângă ea. Deci, cel mai bun argument de foarte multe ori, mai ales în cazul femeilor, este o îmbrățișare. O îmbrățișare, să fii lângă ea. Și la fel și în cazul copiilor. Eu de foarte multe ori spun asta, adică trebuie să fim noi împreună cu ei împotriva problemei. Și nu noi cu problemele noastre împotriva lor sau noi împotriva lor cu problemele lor, ci noi cu ei împotriva problemei. Problema este dușmanul nostru, nu sunt ceilalți. Niciodată persoană nu este dușmanul, ci dușmanul e problema, înțelegeți? Situația. Cercăm să îmbunătățim situația, nu să găsim vinovatul. Dacă eu acum vă întreb pe voi, băi, cine a zgâriat masa, de exemplu, este o formă de agresivitate, o formă de război. Dacă zic, băi, hai să vedem cum putem să facem să nu se mai zgârie masă, eu știu, dăm cu lac și așa mai departe, formă constructivă, de iubire, creștem iubirea. Și scopul nostru și în familie este creșterea iubirii. Deci omul trebuie să învețe în familie creșterea iubirii. Și în familie trebuie să învețe experiență.
experiență. Și iarăși trebuie să le faceți foarte clar copiilor voștri, crystal clear, cum spun, se spune pe la Chicago, așa, că părinții sunt importanți nu pentru că le oferă copiilor bani sau, mă rog, obiecte materiale, ci pentru că părinții le oferă experiență de viață. Experiență de viață. Adică dacă voi nu sunteți la curent cu ultimele trenduri din modă, din muzică, din tehnologie, nu înseamnă că sunteți depășiți. Pentru că marile probleme ale omenirii de la primul Adam până la ultimul Adam sunt probleme de iubire, probleme de păcat, probleme de relații interpersonale. Și acolo părinții au mult mai mare experiență de viață decât tânărul. Bineînțeles că voi nu o să fiți la curent cu ultimele trenduri din modă și muzică, mai ales că muzica de astăzi este în halul în care este. Și totdeauna o mare plângere pe tema asta a muzicii. Așa, de cum a ajuns astăzi, da, muzica mainstream vorbesc. Ci voi aveți o mai mare experiență de viață și din cauza asta trebuie să spuneți copiilor să vă întrebe. Și în clipa în care copiii vă spun, se deschid în fața voastră, nu fiți agresivi, nu-i certați. Adică dacă copilul spune, tata, am înjurat azi la școală sau l-am bătut pe unul la școală, nu fi agresiv cu el. Întâi de toate, aplaudă-l, numărul 1, aplaudă-l că ți-a spus și 2, fi agresiv, dar aruncă-l cu fanta. Trebuie să spui, tata, apreciez foarte mult că mi-ai spus, n-ai făcut bine în ce ai făcut, nu mai faci așa ceva, că e destructiv întâi de toate pentru tine, dar iarăși accentuez pe faptul că ai făcut foarte bine că mi-ai spus. Hai să vedem cum putem să facem să mai repete treaba asta în viitor. De ce l-ai bătut pe prietenul tău? Ce s-a întâmplat? Înțelegi? Nu fi agresiv cu el, că se închide și dacă se închide, ferească Bunul Dumnezeu. Intră în ecrane sau niște anturaje foarte toxice, înțelegeți? Și învață de fapt, cum îi spune, învață agresivitate de la voi, pentru că dacă voi sunteți agresiv cu el, învață agresivitate, înțelegeți? E o mare problemă asta. Țin minte, m-a impresionat foarte, eu nu urmăresc, nu... Dar știu de demult o fază, adică știu de demult pe Axl Rose, de la Guns N' Roses. N-a fost fan niciodată, da, vorbesc foarte serios, dar, cum se spune, apreciez clar, este un geniu muzical. Este. Bun. E, și omul ăsta știți foarte bine că are miliarde de vizualizări pe clip. Cu toate astea, omul ăsta se droga, bătăi, închisori de 20 de ori, cred că a fost până închisori, căsătorii cu supermodele care au rezistat cu el, nu știu, 3 luni sau, da, foarte scurt timp și bineînțeles despărțit cu scandal și festival. Și un jurnalist îl întreabă, domnul Axel, hai să vorbim pe față, adică, anyway, de ce faceți, domne? Pentru că aveți tot ce vă trebuie. Era și frumos, bine, acum s-a îngreșat, am înțeles, era și frumos, avea tot ce își dorea sufletul lui. Și zice Axel cu o mare și imensă tristețe, zice, domnule, eu nu știu să mă comport altfel. Eu așa am învățat din familie. În familia mea tot timpul erau bătăi, erau certuri, agresivități. Cum îi spune? Tatăl meu biologic m-a părăsit la vârsta de 2 ani, a fost abuzat, pe care s-a întors, iarăși bătăi și mai departe. Înțelegeți? Deci copilul trebuie crescut neapărat, trebuie să vadă exemplu personal la voi, exemplu de blândețe. Pe de o parte și pe de altă parte și exemplu de noblețe, de verticalitate. Nu trebuie să ajungeți în extreme, adică pe de o parte totul e permis, știi, ideologia asta a incluziunii, care este ideologia destructivă. Și trebuie să aveți noblețe, dar pe de altă parte trebuie să aveți și dragoste. Nu spuneam, tata, apreciez foarte mult că m-ai spus, dar ce ai făcut nu-i bine, hai să vedem cum putem să facem să nu mai faceți treaba asta, înțelegeți? Și aici, bineînțeles că poate să intervine și o formă de durere, adică pentru că ai făcut treaba asta, nu mai accesezi celularul sau nu mai, nu știu ce, un anumit timp. Dar totdeauna trebuie să-i fie foarte clar copilului că ești tu cu el împotriva problemei. Înțelegeți? Și apropo, tot legat de asta, trebuie să-l învățați întâi de toate ascultarea, numărul 1. Adică vine la voi și vă cere ceva, să facă ceva sau să-i cumpărați ceva. Îi spuneți, în mod normal nu ți-aș fi dat, nu te-aș fi lăsat, dar pentru că îmi ceri, îți dau. Pentru că îmi cer, te las. Pentru că îmi cer, îți cumpăr. Ca să accentuez că mai mult decât obiectul în sine sau lucrul în sine, este ascultare, este dependența lui față de tine.
Sau chiar la un moment dat, dacă refuz, trebuie să refuz ceva la un moment dat, nu? Îi spui, tata, acum asta nu se poate, din vari motive, dar apreciez foarte mult că mi-ai spus. Sau la un moment dat vedeți că face ceva și nu vă spune. De ce nu mi-ai spus lucrul respectiv? De ce nu m-ai informat? Știi că dacă mi-ai fi spus, te-aș fi lăsat. Știi că dacă mi-ai fi spus, ți-aș fi dat, să zic așa. Înțelegeți? Ca să faceți totdeauna foarte clar, foarte clar că e vorba de dependența față de voi. Ați amintit și de turnul de control atunci, data trecută, ați povestit de turnul de control. Da. Da, pentru că părintele trebuie să fie asta, pentru că părintele are o experiență de viață mai mare decât tânărul. Pe de altă parte, apare și problema overparentingului, adică părinții să construiască un zid în jurul copilului, știi? Asta iarăși este destructiv. Ca să scoate pe copil din singurătatea sa și din dependența sa, dacă ai o fraț, e foarte bine dacă ai o fraț, pentru că trebuie să se responsabilizeze și dacă e singur trebuie să se responsabilizeze. Adică trebuie să îi spună, uite care treaba, acum tu trebuie să faci cu tare și cu tare și cu tare, să dea ascultare, trebuie să aibă ascultare. Înțelegi? Clar. Și bineînțeles, părinții trebuie să supravegheze treaba asta și chiar să-și asume anumite riscuri controlate. Adică copilul o să greșească, evident o să greșească copilul, că da, copile. Deci trebuie să-l motivezi și să zică, da, fă cu tare. Și dacă copilul greșește, zic, da, ok, ai greșit, hai să vedem cum putem să facem, iarăși mă repet, hai să vedem cum putem să facem să nu mai greșești. Adică ceva constructiv, trebuie să fie totdeauna constructiv, să nu certați foarte mult, că se închide. Să înțelegeți? Foarte important asta. Fie multă dragoste, dar fără compromisuri. Să înțelegeți? Asta e foarte important. Nu știu dacă am răspuns. Dacă vreți, eu mai continui pe tema familiei. Urmate a fi overprotective ca părinte chiar mai dăunătoare decât să fii agresiv, pentru că agresivitatea față de un copil poate să nască la un moment dat un geniu cum a fost Axl Rose, să fie pe un geniu foarte bun, dar un copil care este protejat de absolut orice și nu face absolut nicio experiență, nu va face, nu își va asuma niciun risc, nu va urca trepte. Va rămâne infantil, va rămâne nezbultat. Credeți-mă, deci Radu știe, psiholog în Zurich și... Da. Așa este. Și asta trebuie să spuneți neapărat soției, că de obicei mamele sunt over, da, sunt foarte protective. Deci lasă, dragă, că nu moare, înțelegeți. Trebuie spus asta. Și de obicei mama, mai ales dacă sunt mulți copii, mama încearcă să-i protejeze pe toți și să aibă grijă de așa mai departe. Și trebuie să-i spuneți mamelor și chiar spune mamelor, responsabilizați-i pe copii și învățați să se crească între ei, foarte important asta. Și iarăși vreau să fac un apel cu toată dragostea mea și toată puterea mea, mamelor, femeilor, trebuie să fiți mai vocale, dar nu în familie, ci înspre în afară, ca să vă protejați familia, pentru că vedeți că la ora asta sunt niște ideologii toxice, fraților, adică sunt ideologii de păcat frontal. Vorbim de distorsiuni sexuale, vorbim de atentate foarte grave la educația copiilor, da? Trebuie să știți să vorbiți. Cum au ieșit mironosițele și au vorbit pentru Hristos, adică Sfânta Maria Magdalena, când o dat cu pumnul în masă și în fața cezarului a fost ascultată, înțelegeți? Nu trebuie să stați într-o stare de dolce farniente sau într-o stare de complexare, de fapt, sau într-o stare de inerție, dacă doriți, pentru că se face atingere la ființa neamului și, bineînțeles, la ființa copilor voștri, pe care știu că voi iubiți, dar zice ce să facem, că nu putem. Puteți, cum să nu puteți? Adică mai vorbiți puțin, mai luați puțin atitudine, înțelegeți? Foarte important treaba asta. Cum spuneam, mă adresez întâi de toate femeilor, pentru că ele au un caracter mai, așa, mai delicat, mai sentimental, mai iubitor și se jerfesc pentru copiilor. Și trebuie să vorbiți. Înțelegeți? Foarte important asta. Bineînțeles că nu sunt exclus nici bărbații, dar mă adresez întâi de toate femeilor. Înțelegeți? Foarte important. Continuăm cu asta. Femeile sunt niște femei foarte, sunt niște persoane foarte sensibile, frumoase, dar în același timp dificile pentru noi, care, pentru cei care suntem căsătoriți. Cum suntem mântui altfel? Da. Da. Pavel Stratan a făcut o glumă de genul ăsta, mi-a trimis-o cineva acum câteva zile, în care a zis că un bărbat nu se simte însurat și la locul lui dacă nu se însoară cu o femeie care este iubitoare și o gospodină bună,
care în starea să creeze zile fripte în fiecare zi. Dar trebuie să știi că și reciproca e valabilă. Și reciproca e valabilă. De ce? Pentru că omul este o ființă căzută. Omul este o ființă căzută și fiecare dintre noi avem limitările noastre și sunt descăstorit, nu? Da. Ești căsătorit, bun. Deci vezi că femeia este cu totul și cu totul o altă existență decât bărbatul. Femeia nu este un alt bărbat. Și femeia nu este egală cu bărbatul pentru că nu se poate compara un stejar cu un crin. Mare atenție. Da? Și deci tu trebuie să înveți să relaționezi, trebuie să înveți să relaționezi cu o femeie, adică cu cineva total diferit ție, și Dumnezeu face asta într-un mod intenționat, astfel încât să poți să ieși în afară. Înțelegi? Să poți să descoperi o ființă total nouă. Și asta este foarte important pentru că trebuie să înveți să iubești. Noi toți trebuie să învățăm să iubim și toți trebuie să învățăm să facem răbdare și ascultare. Înțelegi? Monahii, din cauza asta, 95% dintre monahi sunt, cum să spun, nu, invers, 95% din sfinți sunt dintre monahi. De ce? Pentru că monahii se dedică total ascultării. În lume nu se cunoaște în mare măsură treaba asta și fiecare din familie crede că celălalt e de vină. Nu e adevărat. Noi suntem de vină. Problema este în noi. Problema este în noi. Și acum că l-am pe Cosmin lângă mine, el știe că în clipa în care apare o imagine deformată în aparatul foto, e problema lentilelor aparatului, nu e problema realității. Adică dacă noi vedem rea pe soția noastră sau vedem deformată pe soția noastră sau pe cealaltă persoană în general, problema este la lentilele noastre. Problema este la lentilele noastre. Dacă într-adevăr realitatea este deformată, o să judece Dumnezeu. Dar noi totdeauna trebuie să avem gând bun, gând bun. Și de asta vorbea foarte, foarte pe larg Sfântul Paisie Aghioritul. Foarte pe larg despre gândul bun. Și dădea niște exemple, și eu cunosc o mulțime de exemple. Chiar acum vine în minte unul pe care l-am spus, cred că ieri seară, să nu mai țin minte când, cu arhiepiscopul Cretei. Ce se întâmplase? La un moment dat venise la Sfântul Paisie, și asta o știu, îl cunosc pe înaltul Cretei. La un moment dat a venit la Sfântul Paisie un om care fuma, un fumător înrăit, și Sfântul Paisie reușește să-l determine să se lase de fumat. Și ăsta pune pachetul pe masă și zice: Sfinte Paisie, de astăzi nu mai fumez. Și pleacă. Intră următorul, era coadă, intră următorul pelerin la Sfântul Paisie, se uite așa îngrozit la masă, zice: Părinte Paisie, am auzit foarte multe despre dumneata, dar nu credeam că fumezi. Și dispare, val vârte și pleacă. După care intră un copil mic, era următor, intră un copil mic, Doamne ajută, Doamne ajută, unde-i Părintele Paisie? Nu cunoștea după față. Nu? Unde-i Părintele Paisie? Și Sfântul, ca să se smerească, s-a dus să cumpere țigări. Și copilul, păi dacă s-a dus, săracul, eu cred că o să se roage la Dumnezeu și Dumnezeu o să-l ierte. Și zice Sfântul, dar ca și cum ar vorbi despre altcineva, nu, că ăsta e păcătos mare, ăsta nu. Nu, că știu că e un bun, că a ajutat atâta lume și iartă Dumnezeu. Iartă Dumnezeu. Nu iartă că e un ticălos mare, nu știu ce. Ba da, eu să mă rog pentru el, să spune să nu se lase. Curaj, curaj. Și Sfântul Paisie era foarte impresionat de faptul că acest copil punea în continuu gândul bun. A fost sincer. Da, sincer, dar avea inimă curată. Avea inimă, deci nu avea distorsiunea aia lentilelor. Și astăzi Dumnezeu l-a validat pe acest copil. Am spus că este arhiepiscopul Cretei. Înțelegeți? Că are o poziție foarte... Da, era copilul, da. Înaltul Irineu. Și arhiepiscopia Cretei este o poziție foarte importantă, mă rog, nu are importanță. E singur arhiepiscop care, mă rog, nu are importanță, să nu intrăm în detalii. Dar vreau să spun că l-a validat bunul Dumnezeu. Deci totdeauna să avem gând bun. Adică în clipa în care soția, eu știu, e agresivă sau are toane sau așa mai departe, săraca, că uite, acum este un pasă proastă și acum nu e așa, nu știu ce, dar vrea să facă bine și ea are nesiguranțe, e, cum să spun, e la fazele lunii, no. Înțelegi, găsiți tot felul de grâde, că zic. Găsim îndreptățire, gânduri bune, asta zic. Gânduri bune să balanțăm situația în momentul respectiv. Să o îndreptățești, că dacă nu te toxifici tu. La rândul nostru și noi venim de la
aceeași muncă de diferite stradă, de pe altă stradă, bine, mai bine zis. Da. Și și noi avem nevoie de timp de relaxare, timp de cauza asta v-am spus primul lucru, clarificăm mintea. Am spus primul lucru când ajungeți acasă după ce, sigur, vă sărutați soția, vă îmbrățișați cu primul lucru să vă rugați. Am spus asta, primul lucru. Deci lucrul ăsta e foarte important și în biserică părinții știu, adică una din slujbele de bază ale bisericii este slujba de când se vine de la lucru, da? De vecernia, părinți, da? Adică slujba de seară a fost pusă seara, de ce? Pentru că atunci se venea de la lucru, înțelegeți? Se venea de la lucru la apusul soarelui, da? Și se termină slujba și slujba începe cu un celebru psalm foarte frumos în care se laudă Dumnezeu pentru toată creația sa și noi spunem mulțumim, Doamne, că am terminat ziua și toate astea. Deci clar trebuie să vă rugați. Evident că aveți și voi nevoie de sprijin, dar eu acum vorbesc cu tine, nu vorbesc cu doamna ta. Adică nu știu dacă vede doamna pe... Poate în viitor. În viitor, dăm filmare. Dăm filmarea, exact, aici. Da. Da, da, exact. Unul dintre noi nu au fost atent la slujba cununiei când s-o cânta Sfinților Mucenici. Da, bineînțeles. Bineînțeles, dar știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Trebuie să știți că femeia... Ca să nu dați vina pe femeia, că nu-i corect, da, așa, cu toate că, mă rog, trebuie să știți că femeia totdeauna răspunde. Ea răspunde însutit și la dragoste și la indiferență. Emoțional răspunde. Da, și la dragoste și la indiferență. Femeia este mult mai emoțională. Din cauza asta, vedeți, noi spunem că bărbatul este capul familiei și ne gândim totdeauna la puterea pomnului. Nu, bărbatul este capul familiei ca și focar de iubire, înțelegeți? Adică noi trebuie să avem inițiativa să ducem flori. Ce ați zice dacă vine soția voastră să vă ducă flori? E, râzi. Așa e, înțelegi? Da. Eu personal m-aș bucura. Tu trebuie să duci flori, adică tu trebuie să ai inițiativa, înțelegi? Acum eu vreau să te pun într-o poziție delicată, adică să uite, aș doamnă. Aș întreba, ai adus flori? Ce ai făcut? Da, nu. Nu știu ce acasă la tine. Nu știu ce acasă la tine. Asta fiind întrebat unei femei dacă duci flori. Nu. Asta este o problemă a ta. Deci bărbatul care are inițiativa trebuie să se comporte astfel încât să fie atât de cavaler, încât să-i creeze soției bănuiala bună. Nu bănuiala rea. Bănuiala bună. Ce înseamnă bănuiala bună? Adică ne comportăm atât de galant, atât de nobil, atât de iubitor, astfel încât în clipa în care greșim, că oameni suntem, toți greșim, neglijăm un anumit lucru și mai departe, femeia să zică, da, uite, acum s-a întâmplat treaba asta, dar nu contează. Nu contează. Soțul meu e un soț bun. Asta e bănuiala bună, da? Că ești un soț bun. Și trecem peste. Dacă tu nu te comporți astfel și generezi o bănuială rea, atunci aia și în clipa în care faci un lucru bun, are bănuială rea. Ăsta vrea ceva acum de la mine, știi? Ai făcut ceva, știi? Deci tu trebuie... Am dreptate. De la Sfinții Părinți. Deci tu trebuie să te comporți astfel încât să generezi bănuiala bună. Și pentru asta trebuie să dedici timp, nu forță. Trebuie să fii foarte iubitor cu ea. Știu, ați spus mai devreme că... Atenție, trebuie să dai atenție. Să dăruim flori mai des. Cum? Da, neapărat. Să dăruim flori mai des. Sigur, flori și atenție. Zilnic. Ca să transmite bănuiala bună. Da, sigur. Ați spus mai devreme că... Da, drag. Băi, tu ești Gigi Contra, dacă nu știu. Păi, el are nevastă, mai are nevastă de aia. Da. A, n-are nevastă, e clar, se vede. A avut nevastă. A avut... Se vede. Deci nu dă tu sfaturi. Eu pot să-mi permit să dau sfaturi. De ce? Pentru că vorbesc cu foarte mulți oameni și cunosc cu harul Dumnezeu la Sfinții Părinți o mulțime de lucruri pe tema asta, înțelegeți? Și la Părintele Iosif Atopedinu și în Sfântul Munte este o mare, mare tradiție pe tema asta a familiilor, pentru că e una din problemele principale ale voastre, societății. E un subiect esențial al vieții noastre, e păcat de dispariție, din păcate. Așa este. Pentru că, de ce? Pentru că familia este, cum se spune mai de mult, și este celula de bază a societății și în clipa în care societatea este puternică, un neam este puternic. Și din cauza asta, dacă, cum să spun, cei de la putere lovesc în familie, distrug familia, înseamnă că distrug neamul. Înțelegi? Asta e foarte important să știți. Deci trebuie să fiți foarte atenți la unitatea familiei. Pe primul plan puneți unitatea familiei, nu puneți dreptatea mea sau dreptatea așa mai departe. Da?
acum nu știu în ce domeniu, dar de exemplu în informatică, dacă eu lucrez cu soția mea și mai departe și nu e o problemă flagrantă, las-o după ea. Înțelegi? Lasă să fie cum zice ea. Înțelegi? Nu trebuie să fie, trebuie să fie neapărat soluția pe care o văd eu. E mult mai important să fie în unitate. Spunea cine, Părintele Arsenie Papacior, în înșel, mulți sfinți părinți spuneau că pacea este de 5 ori mai mare decât dreptatea. Înțelegeți? Un citat celebru. Și foarte bine că e celebru, pentru că e și foarte bun. Asta este vorba bărbaților înțelepți. Da, tu... Că dreptatea mea să am pace. Cum? Decă să am dreptatea, mai bine să am pace. Da, dar să nu că eu detestez la tine o anumită, cum să spun, amărăciune și nu bine. Nu. Chiar nu sunt amărăt. Discut la general, nu e subiectul meu personal ăsta. Da. Bun, dar știți, că... iartă-mă puțin că monopolizăm discuția. Hai să punem pe celălalt, dacă au altcineva să pună întrebări. Da. Și o întrebare, Părinte, puțin legat de subiectul acesta. Structura de familie, bărbatul cu sarcinile și datorile respective, femeia la fel, copiii un rol important la rândul lor. S-a vorbit până acum ce trebuie să facem față de copii, ce trebuie să facem față de nevastă, ce trebuie să facem față de noi însă. Adică avem, este locul nostru când ne confruntăm cu greutăți, probleme la locul de muncă, să venim să le spunem acasă sau să le cărăm pe umerii lați. Da, și aici un alt lucru foarte important că... Singuri, cum ar veni. Da, sigur. Și mai este un alt lucru, este faptul că datorită faptul că bărbatul este capul familiei și femeia este mult mai sentimentală, ea este mult mai delicată, bărbatul este mult mai rațional. Asta nu înseamnă neapărat că e bine, ci e vorba de două lucruri diferite, da? Bun. Așa? Din cauza asta, sarcine să se împartă pe acest criteriu, adică lucrurile care sunt mai raționale, mai complexe în gândire și așa mai departe, bărbatul să ia decizii. Femeia să se ocupe de lucrurile mai sentimentale, mai iubitoare, adică creșterea copiilor, mâncare, haine, frumosul din casă, decorațiuni și așa mai departe. Las-o pe ea. Bine, nu zic în cazul tău, zic în general. De ce? Pentru că femeia se pricepe acolo și are nevoie de siguranță săraca. Are nevoie să se simte protejată, pentru că ea este delicată. Dacă noi în continuu dăm cu pumnul nostru că n-ai făcut bine aia, nu-i bine aia, mâncare nu-i bună, eu vreau aia la altă și mai departe, se nasc tensiune. Și pentru că femeia este izvorul de frumos în casă, dispare frumosul din... Deci din cauza asta, în sarcinile astea, da, draga mea, cum vrei tu, sigur, așa. Astfel încât, în problemele acelea complexe, să poți să hotărăști tu. Și atunci soția te va asculta. Dar dacă noi în continuu presăm în toate punctele, la un moment dat și ea, bineînțeles, că se simte nesiguranță și se simte neglijată, caută, cum îi spune, caută validare și să-și facă și ea voia cumva, înțelegi? Deci să încercăm oarecum... Să împărțim sarcinile. Și probleme care le avem, din care nu țin neapărat din interiorul familiei, ci din exterior, să căutăm să nu le băgăm în familie. Da. Nu. Căutăm noi singuri să le... Adică ca bărbat. Ca bărbat și trebuie să știi de... Aici trebuie discernământ totuși. Pentru că dacă este o problemă, cum îi spune... Te rog să mergi. Adică eu știu, dacă e o problemă de informatică, de exemplu, o problemă tehnică, da. Asta nu vorbesc cu soția mea. Da. Și efectiv îi spun, draga mea, am nevoie de mânghiere, acum că am o problemă mare la serviciu și mai departe. Asta poți să-i spui. Da. Pentru că aștepți mânghiere de la după cum ea aștept de la tine protecție. Da. Asta da. Dar așa că, draga mea, nu știu cum, eu știu ce să scriu, cum să fac compilatorul de Python, cum să scriu Python în Java. Nu merge, știi. N-ai cum. Da. Sau că am, nu știu, probleme, adică certurile cu șeful care sunt așa mai departe, nu încarci. Draga mea, am o problemă la lucru, te rog frumos, sunt puțin irascibil, ajută-mă, știi? Fii înțelegătoare cu mine. Așa da, atunci te susține. Dar așa să-i spui toate astea. Nu. Acolo ajută foarte mult ceea ce din păcate astăzi lipsește, din păcate, sper să greșesc. Este vorba de prietenul de nădejde. De prietenul adevărat la care te poți spovedi. Vezi că americanii n-au asta și au rața aia de cauciuc, știi? Care poți să-i spui că nu știu cum să fac asta, nu știu cum să fac aia și așa mai departe. Aici, bineînțeles, este Maica Domnului cu Sfinții
și cu bunul Dumnezeu, neapărat și neapărat, Cosmin. Și pe de altă parte este vorba și de, cum spuneam, un prieten de nădejde cu care poți să discuți. Eu țin minte la un moment dat că am avut o problemă pe tema să vă spun ce înseamnă prieten de nădejde. Eu aveam relații foarte bune cu Borland, de cei care scriseseră Turbo C++, Turbo Pascal și Delphi, și lucram în Delphi. Și, mă rog, cu darul Dumnezeu am scris niște programe cu multe linii de cod, multe, cam 1.000.000 de linii de cod, mă rog. Bă, nu-i meritul meu, așa s-a nimerit, fraților. E, printre astea am scris un program foarte, foarte, foarte simplu. Nu știu, cred că avea vreo 10 linii de cod, ceva de gen 10-20 de linii de cod. Și era cineva care spunea că nu merge programul. Mă uitam, mă răsuitam, care, unde e problema? Știi? Asta e cea mai mare problemă a unui programator, este ca să meargă pe calculatorul lui. Uite că râde săracu, se pare că știe acest coșmar crunt. Ei, și nu știam unde e. Și atunci am vorbit cu ăștia de la, care făcuseră compilatorul. Știi? Zic, băi, zic, care e treaba? Ăsta e codul, luați-l, periați-l, spuneți-mi unde e greșeala, unde am greșit. Da, și era unul dintre ei care era știa, care era prieten de nădejde, care într-adevăr om bătrân, cătana bătrână, cum se numește. Și zice, your problem is the user. Problema ta e utilizatorul. Dacă poți să ai relații bune cu el, poți să ai o relație iubitoare cu el, deci gândește-te cum gândea un programator, da? Cum l-a învățat experiența, cum l-a smerit bunul Dumnezeu. Dacă poți să ai o relație iubitoare cu el, poți să faci o unitate cu el, înaintează. Dacă nu, ejectează. Poate că o să fie pe moment, o să fie o durere pentru tine, dar strategic o să fie mult mai bine. Și așa a și fost. Așa a și fost, înțelegi? Deci totdeauna problemele sunt duhovnicești și se rezolvă totdeauna cu cineva care te poate înțelege. Soția te poate înțelege din punct de vedere sentimental, dar din punct de vedere profesional doar până la un anumit punct. Și aia este mai slabă, să zic așa, înțelegi? Deci acolo e foarte, foarte important prietenul ăla pe care crea poți să-i spui chiar și nu atâtea detalii tehnice, știi? Da. Din păcate e o mare problemă astăzi pentru că a cam dispărut. Și din cauza asta ceea ce este esențial, și asta acum mă întorc puțin către părinți, către preoți, neapărat părinți, creați, vă rog eu tare mult, creați o societate, o supra-societate în jurul bisericii. În jurul bisericii, adică oamenii să se întâlnească la biserică și dacă este posibil, nu presez, nu cunosc detalii și așa mai departe și n-am căderea și nici măsura duhovnicească, dar pe cât posibil încercați să organizați ceva după slujbă, astfel încât oamenii să înceapă să se cunoască, să fie prieteni, astfel încât la nevoie să se poată susține. În probleme de genul ăsta e foarte important, înțelegeți? Pentru că la ora asta, din păcate, prietenii au dispărut. Și asta și la nivelul tinerilor și la nivelul oamenilor maturi. Mare problemă. Nu știu dacă a răspuns. Da. Dacă mai permiteți, aș mai sigur, avea că ați spus la răspunsul anterior, femeia care îți rolul bărbatului și așa mai departe. De ce totuși, adică oarecum știm că se propagă în societate, femeia trece printr-o criză de identitate. Crunte. Pentru că aceasta a fi mama la copil, a oferi căminul plin de dragoste, a arăta emoție, este o sarcină foarte importantă. Mai important decât bărbatul. Da. Foarte importantă. Și cu toate astea, nu se identifică cu rolul ăsta. Adică nu-l văd cât este de important. Cât este foarte important. De ce? Pentru că asta este învățătura. Este o învățătură de parte de Dumnezeu care vine pe toate canalele. Adică, întâi de toate, clar, asta nu se învață la școală, ci se învață prin media. Se învață prin media și sunt învățate femeile că asta este inferior. Da. Care, bineînțeles, că este o învățătură total satanică. Că am spus că este superior, adică noi ce facem noi? Bine, ok, tăiem lemne sau lucrăm, da. Bine, tu ești psiholog, el e programator, dar femeia crește un copil, adică mult deasupra. Pe de altă parte, este vorba și de o altă latură a depărtării de Dumnezeu, care la bărbați de obicei se manifestă prin agresivitate și indiferență. Și atunci femeile se rănesc, săracele. Se rănesc și nu doresc să fie dependente de bărbații care le abuzează, care îi agresează. Și atunci ele încearcă să devină bărbate, să devină independente, să câștige bani, și mai departe,
Și unele chiar reușesc, că nu spune că sunt femeile proaste, Doamne ferește, dar cum să zic, își pierde această delicatețe. Își pierde această delicatețe, înțelegi? Acolo este problema, marea problemă. Da. Bine, ultimă întrebare. Eu, părinte, aș vrea să vă întreb. Sigur, părinte, sunteți două grupuri din diaspora și aveți, probabil, cu siguranță aveți mulți ascultători din care trăiesc în diaspora. Așa este. Cât contează sau în ce măsură contează locul unde trăiești pentru mântuire? Spun lucrul acesta pentru că de multe ori la spovedanii sau la discuțiile cu credincioșii aud de multe ori faptul că înainte, pentru că eram acasă, posteam mai mult sau aveam un program de rugăciune. Personal nu cred întru totul că cei care trăiesc în diasporă sunt cumva mai departe de mântuire și aduc în susținerea părerii mele personale cel puțin două lucruri. În primul rând faptul că am văzut în Occident comunități frumoase de creștini și în al doilea rând o zicere a Sfântului Efrem Sirul care spune că Adam a căzut în rai fiind pe când Lot s-a mântuit în Sodoma. Da, dar ăla era Lot. Lot, iertați-mă. Da. Omul este victima influențelor. Omul după căderea lui Adam este victima influențelor. Și din cauza asta el este influențat de mediu. Noi, monahii, cunoaștem foarte bine asta pentru că venim la monahism tocmai din cauza asta. Tocmai din cauza asta, ca să nu fim influențați de mediile toxice care există în lume. Dincolo de asta, vedeți, în biserica dumneavoastră se dă o mare atenție arte din biserică, adică înfățișări din biserică, pentru că omul încă o dată este victima influențelor. Deci aveți pictură socotesc, nu? Aveți catapeteat, nu, așa mai departe. Biserica este foarte atentă la tipic, un salt bun este foarte, foarte prețuit în biserică. De fapt, și în biserică, și în afara bisericii. Deci vedeți muzicienii de astăzi, cât de mult sunt, apropo de Axel Rose și așa mai departe, care săraci sunt mari traumatizați, vedeți cât de mult sunt promovați. De ce? Pentru că sunt influenceri. Înțelegeți? Deci omul este victima influențelor. Și deci din cauza asta, oamenii sunt influențați. În România există marele avantaj că mediul este un mediu ortodox. Nu este vorba de o țară ortodoxă. Sfântul Sofronie spunea, nu că le cumva să credeți în mirajul unei țări ortodoxe, pentru că toată istoria de 2000 de ani a creștinismului este o istorie de luptă împotriva lui Hristos și a Evangheliei sale. Dar, totuși, în România este mai bine. Țin minte pe părintele Efrem de la Vatoped, fostul meu stareț, când a fost la Sfântul Sofronie la Essex, se plângea de starea deplorabilă a Greciei. Și Sfântul Sofronie îi spunea, părinte Efrem, vorbi așa, să vezi aici în Anglia acestea. Să vezi aici în Anglia acestea. Ei, deci mediul influențează pe om. România are un avantaj. Dincolo de păcatele personale a fiecăruia dintre noi, există și un păcat civilizațional. Un păcat colectiv care apasă asupra locului sau un har colectiv care ridică locul respectiv. Și asta se întâmplă și în Sfântul Munte. Da? Ei, dacă în Elveția sau dumneavoastră, voi, în Statele Unite, reușiți să aveți un mediu duhovnicesc, cum de exemplu părintele Efrem a reușit să construiască în Arizona și nu numai, este foarte bine. Dar oamenii trebuie să fie aproape de biserică. Oamenii trebuie să fie aproape de biserică. Dacă nu se pot integra și nu, cum să spun, nu pot să fie branșat, să fie conectat la această sursă de har care este biserica de acolo, evident trebuie să se întoarcă în țară, dacă pot. Problema cea mare este problema copiilor, de obicei, care sunt naturalizați acolo și o întreagă poveste pe tema asta. Deci, într-adevăr, mediul, cum îi spune, mediul influențează pe om, dar trebuie să știți că, într-adevăr, apropo și de Lot, mediul nu este decisiv. Omul are puterea, dar e foarte greu. Este foarte, foarte greu. După cum vedeți că și sfințenia este posibilă în lume, dar e foarte greu. Din cauza asta, cum spuneam, 95% dintre sfinți sunt dintre monahi, nu pentru că noi suntem rasa ariană. Eu chiar mă cunosc pe mine și eu sunt mai ticălos decât voi, dar să nu spun pe post acum că la urmă și scandalizăm.
Înțelegeți? Deci, încercați sfinția voastră, dacă v-a pus Dumnezeu acolo, să creați un mediu duhovnicesc cât de bun posibil. Bazat pe Sfinții Părinți, după cum văd că și citați, și atunci oamenii se vor apropia de asta. Înțelegeți? Asta e foarte important. Să ajute Dumnezeu. Iertare. Da. Aș dori să completez răspunsul dumneavoastră părintelui. Am trăit 18 ani în diaspora. Din mila bunului Dumnezeu s-a acasă de câțiva ani. Legat de ce spuneați dumneavoastră mai devreme de a contempla frumosul, soția, copiii, dar o slavă bunului Dumnezeu că mi-a scos în cale, adică m-am întors acasă, numai oameni frumoși, inclusiv în frăție, deci am întâlnit frăția și am intrat în rândurile ei. Eu sunt unul care am regăsit drumul către casă datorită faptului că am plecat în diaspora. Da. Este România mediu neapărat pentru post, pentru că postești mai mult, că te rogi mai mult. Eu eram, deci, de când în România, treceam din fața bisericii, mă închinam, că așa... Așa ai învățat-o din așa, mic. Nu știai de ce. Nu l-am renegat niciodată da. Cu Dumnezeu. Da. Știam că e acolo, dar el e acolo cu treburile lui, nu cu ale noastre aici, ne vedem. Da, da. Așa, a trebuit, Dumnezeu. Da. A trebuit așa este, să pentru că... Afară, să-l regăsesc pe Dumnezeu în Italia, fiind. Se întâmplă asta. Să redescoperi istoria, tradițiile noastre, toate lucrurile frumoase care... Și lucrurile alea, redescoperindu-le afară, m-au făcut să mă... Sunt întorci. Iau decizia să mă întorc acasă. Așa este. Dar, deci, nu e neapărat... Am spus că e nuanțat. E clar că în România există un mediu ortodox și acesta este un avantaj, dar asta nu înseamnă, cum să spun, nu înseamnă ceva unilateral. Unilateral. Cine se poate întoarce, noi totdeauna și părintele stareț și noi, în general, pe clipuri recomandăm să se întoarcă. Deci, oameni buni, dacă puteți să vă întoarceți acasă, întoarceți-vă. Dar asta depinde de la comunitate la comunitate, adică te întorci acasă, te întorci acasă. Dar găsești oameni minunați, cum ai găsit un frăție ortodoxă. Nu doar în frăție. Evident că nu doar în frăție ortodoxă, zic acum pentru că... Important este părerea mea, deci ceea ce vrei de la viață. Clar vrei de la viață să-L găsești pe Dumnezeu, dar care e voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este sau să rămâi în străinătate sau să te întorci în țară. Clar însă omul care vede că se depărtează de Dumnezeu, care statistic vorbind, în afara granițelor țării, este posibilitatea mult mai mare să se depărteze de Dumnezeu, statistic vorbind, da? Clar trebuie să se întoarcă în țară pentru că este mai protejat, clar. Dar, încă o dată, asta este decizia personală a fiecăruia dintre oameni. Din punct de vedere general, da, este recomandarea să se întoarcă în țară, dar, am spus, din punct de vedere personal, există decizia fiecăruia ce să facă. Am spus, uneori sunt probleme cu copiii, că ei nu mai știu limba, au prieteni acolo, o întreagă poveste. Foarte problematică, am văzut-o la multe cunoștințe de ale mele, și eu am făcut greșeala în tinerețe cu primii copii, deci când erau mici, vorbeam cu ei doar în italiană. Da, da, da. Adică să învețe să vorbească. Da. După aia mi-am dat seama de greșeală, da. De greșeală și deci am reparat-o, să zicem, repede. Dar aveam prieteni, cunoștințe de așa, da. Care, deci copiii lor... Nu mai știu. Nu mai știu, adică să vorbești cu ei în română era... Înțelegeau, dar ți răspundeau tot în... Tot în italiană, da, da. Și... Știu, o problemă. Da. Bine, ultimă întrebare, băieți. Da, dar nu stai puțin că tu ai mai întrebat altcineva care nu a întrebat. Nu mai vreau să completez. Nu. 30 de ani în America. Bun, ok, am nu... Vreau să zic că am avut o experiență foarte bună acolo. Pierdem timpul. Părinți duhovnicești. Care m-a învățat ce a spus dumneavoastră, exact aceea. Ok, pierdem timpul și nu reprezent discuția. Da, zi. Aș vrea să știu cam de cât timp dumneavoastră sunteți aici în... Eu pe persoană, dacă aveți dreptul sau să ne spuneți. Dreptul am, dar contează. Pentru că vreau să vă spun că tot ce ne-a spus în seara asta a fost ca o experiență de viață a unui om care practic a trecut prin... toate chestiile astea care le-a spus, nu știu, parcă ați fi avut copii, ați avut nevastă, soție, ați fost plecat în diasporă și de asta...
să spun ceva, o fază. A venit la un moment dat tatăl meu biologic, a venit în Sfântul Munte după mai mulți ani, da? Ca să vadă unde e fiul lui în unde s-a rătăcit. Bine, nu m-a rătăcit și bă, așa. Și a venit și la un moment dat s-a întâlnit cu un părinte și părintele era cam de vârsta mea pe vremea respectivă. Și el acum nu mai este la Vatuped. Și tatăl meu, ca să deschidă discuția, așa, ca de politețe, îl întreabă părintele respectiv: părinte, ce vârstă aveți? Și părintele, fără să clipească, zice 90 de ani. Tatăl meu se blochează puțin așa, nu știa ce să zică, știi, ca să nu știu, da, nu știa ce să zică. Și zice așa, oarecum ezitant, zice, dar nu păreți. Și atunci părintele respectiv zice foarte sigur de sine, zice, anii monahului se socotesc dublu. Anii monahului se socotesc dublu. Datorită faptului că noi, dedicându-ne lui Hristos și datorită faptului că ne dedicăm ascultării, ne depășim limitele, ne depășim zona de confort și atunci, într-adevăr, avem foarte mari experiențe pe foarte multe planuri. Pe foarte multe planuri și, într-adevăr, putem vorbi din experiență foarte multe lucruri. Dar această experiență este, știi cum e, ca și cu curentul. Deci, știi, ai experiența că faptul că eu știu, curentul curentează, nu pentru că bagi degetele în priză. Da, ai auzit și vezi pe oamenii care au părul, uite așa. Ai experiența asta. Și mai ales în cazul copiilor, vin foarte mulți copii și relaționez cu foarte mulți copii. Știu de la bătrâni, cum spuneam, care ne transmit experiența aici în Sfântul Munte. Vorbesc cu voi, cu părinții, copii și deci știu treaba asta. Și plus, ortodoxia ce ne oferă? Ortodoxia ne oferă mecanismele terapeutice. Asta îți oferă ortodoxia. Și în clipa în care... și îți oferă cauze, simptome și mecanisme terapeutice. În clipa în care tu știi lucrurile astea teoretic, după care le vezi asupra ta, le vezi asupra celorlalți, spui, păi, așa e. Asta este mecanismul. Înțelegeți? Da. Bine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.